mi, do, mi, re, mi, fa, fa, mi, re, fa. Mi, fa, sol, mi, sol, mi, sol, fa, sol, la, sol, fa, la. Sol, do, re, mi, fa, sol, la, la, re, mi, fa, sol, la, si. Si, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, fa, si, sol, do. Seară suntem foarte bucuroși și chiar onorați să vă invităm la un show, un show cu totul și cu totul excepțional. Școala Vedetelor! Este vorba despre o emisiune serial care își propune să lanseze în cel mai scurt timp posibil vedete. Bineînțeles, nu exclus să avem și repetenți, că des suntem la școală. I-ați văzut puțin mai devreme pe primii elevi selecționați pentru această emisiune. O să aveți ocazia să-i vedeți și pe parcurs, pentru că ei vor dansa, vor cânta, o să-i vedeți în spatele camerelor de filmat, la sunet, cam peste tot. Problema lor este că în permanență va sta cu ochii pe ei un juriu extrem de exigent. Și să vă prezint membrii acestui juriu. Compozitorul Ion Cristinoiu. Redactorul șef al revistei Express Magazine, doamna Ileana Lucaciu. Cunoscutul interpret de muzică ușoară, Gabriel Cotaviță. Și cel de-al patrulea membru al juriului, compozitorul Horia Moculescu. După cum ați observat, avem un juriu special și era și normal, suntem o școală cu totul și cu totul specială. Dar, gata, introducerea am făcut-o, e timpul să trecem la școală. Și ce-ar fi să începem școala chiar cu o mică vacanță? Nu de alta, dar am primit o invitație extraordinară pe care nu o putem refuza. O invitație pe care ne-a făcut-o una dintre cele mai cuminți eleve ale Școlii Vedetelor. Carmen! Oh,
Dumneavoastră ați fost la munte și la mare. Un grup de elevi al Școlii Vedetelor a stat în permanență aici și a muncit. Este vorba de grupul CLASS. Ea este Mihaela, solista. Ea este tot Mihaela. El este Florin, care va cânta împreună cu Mihaela. Iar el este Vlad, care programează muzica pe calculator. Ei împreună au compus o melodie de discotecă și sunt sigură că nimeni nu-i va rezista, nici măcar dumneavoastră. Melodia se numește Synchronize! Nu ați dansat pe această melodie pentru că nu vă credem. Acum am să vă prezint o elevă care e adevărat a cam chiulit de la școală, dar nu putem să o scoatem în fața clasei și să o tragem de urechi pentru că ea are un motiv întemeiat. Stă la Buzău și nu are mașină cu care să ajungă până aici.
În schimb, ea ne va cânta în seara asta o melodie în care își exprimă dorința de a avea o mașină. Melodia este semnată de Cornel Fugaru. Și sperăm ca în edițiile următoare ale emisiunii Școala Vedetelor să avem cât mai multe melodii românești. De discotecă, bineînțeles! Cătălina! Și eu mașină, toată ziua m-aș plimba. Visul meu e o mașină, lumea întreabă aș vedea. Vreau să am și eu mașină, nu-mi e teamă să vă spun. Îi fac plinul de benzină și am să plec la drum. Nu crezi că viața-i o vacanță în fiecare zi? Nu crezi că viața-i o vacanță în fiecare zi? Neastâmpărat elev al Școlii Vedetelor, chiar dacă el nu o recunoaște. Călin! L-am luat de braț nu pentru o intrare triumfală, ci pentru că tot timpul îl scăpăm din mână. În timpul filmărilor l-am găsit ba pe post de operator, ba sus în regie butonând. Așa e, recunoaște. De altfel, toți elevii Școlii Vedetelor sunt captați de ceea ce se întâmplă în televiziune. Dar în mod special Călin. Călin, ce ne vei cânta în seara asta? Voi cânta melodia Poi, pe care o cântă... O cântă Călin, bineînțeles! Poi, liberarti se vuoi, nessuna giostra ormai girerà più per voi, non lo capisci. Please.
Alin, să știți că mie mi-a plăcut foarte mult cum a cântat, bineînțeles. Atmosfera în Școala Vedetelor este extraordinară. Chiar dacă uneori mai sunt așa niște momente de dispută între fete, mai ales când Călin este în postura de profesor. Să vedem ce se întâmplă cu elevele și cu profesorul la Școala Vedetelor! Alături de noi pe cea mai mică și cea mai răsfățată dintre elevele Școlii Vedetelor, Alice! Alice, știi care e senzațional în seara asta. De fapt, trebuie să vă spunem că nu numai în seara asta, ci și la înregistrările muzicale și la filmări, Alice arăta foarte bine. Și chiar am impresia că ea cam vrăjit pe operatorii noștri. Nu-i așa? Camera 2. În plus, Alice are o voce superbă și ca să vă convingă, în seara asta ne va cânta o piesă în limba engleză care se numește I Love Your Smile. Alice!
idee credeți că le-a venit fetelor de la Școala Vedetelor? Acum vor să fie prezentatoare de modă. Și pentru că la noi totul este posibil, am zis să o facem și pe asta, așa că le-am îmbrăcat și vreau să vă spun că totul a ieșit foarte bine. Așadar, superbele prezentatoare de modă de la Școala Vedetelor, conduse de Paula! Nu fi distantă, la toți să zâmbești. Fii pe scenă elegantă, iar în public când privești, să fii ca un mister coborând către ei din cer, plutind ca noi. Noastre sunt superbe și suntem convinse că și jurul a fost de aceeași părere. Dar gata, acum trebuie să trecem la treabă pentru că avem o lecție de muzică, iar cea care ne va învăța notele muzicale este Cristina! La 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 la. Toată lumea în cor intonați notele ușor. We'll be right back.
plus că școala vedetelor nu înseamnă numai muzică și dans, ci înseamnă și foarte, foarte multă muncă. Și ca să vă convingem, o să invităm alături de noi o elevă de 17 ani, care într-o singură săptămână a reușit să slăbească 5 kg. Deci să-i urăm mult succes, pentru că se pare că are ceva emoții, și să o invităm în scenă pe Nadine! Nadine, felicitările noastre pentru reușită. Nu ne spui și nouă rețeta? A, nu, e secret. Bine, dar ne spui măcar ce melodie vei cânta în seara asta? Da, am să cânt o melodie din repertoriul internațional și se numește Change. Mult succes! Nadine! Mulțumesc. If I didn't want you, I would not turn around. And if I didn't want you, I would not turn around. Woo, 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 this love fills me up. My love, I never give you up. The answer to all your tears. 'Cause if I did all of it, I wouldn't be here now. Now when I'm saying I love you, I mean I always will. This love fills me up. Ooh, my love, I never give you up. 'Cause I always want your love. I'm
Dacă ați ști ce se întâmplă în aceste momente în culise, nici nu v-ar veni să credeți. Toate fetele încearcă tot felul de costume din diferite epoci și problema n-ar fi asta, dar toate vor să fie Julieta. Se pare însă că una dintre ele a reușit să le împace, de altfel ea este și solista următoarei melodii. Ina! Pregătiți povestirea și luați din ea doar o mică parte ca să pot vedea ce rol vă place vouă să jucați. Un personaj cu care vreau să semănați. Voi de colo, grupul de glumezi. Nu fac monolog, nu vor sta pereți. E mult nevățat și nu știți mai nimic, așa că la examen am să vă pic. Nu vreau roluri de bătrână. Nu vreau, nu vreau. Nici de boață sau nebună. Nu vreau, nu vreau. Dar ce? Eu am un argument, am destul talent, am să joc doar ce voi vrea. Iar voi, când mă veți vedea lângă mari actori, cred că pe loc veți leșina. Da, da, da. Să joci un film cu toți actorii mari. Dacă ți-i capul mai printre noi. Și orice rol e greu și de vrei să fii mai bună dintre toți ar trebui să joci și dramă și comedii. În toate tu pune ceva real și scoate din ele tot ce e banal. Creează un rol original. Eu vreau roluri consacrate. Eu pot să le joc bine pe toate. Eu pot. Dar cum poți să te concentrezi și în rol să crezi, ca și când e rupt din viața ta. Și cu mult curaj intră-n personaj și vei fi în cinema o stea. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Eu mă concentrez, memorez. Deloc ușor să joci un rol. Trebuie să râd sau să plâng. Uneori să mor doar într-un rol. Fără îndoială, unul dintre marile succese muzicale ale acestui an este piesa Cotton Eye Joe. Elevii școlii noastre și-au pus ambiția să-și încerce talentul vocal pe această melodie și, spre surprinderea tuturor, ei au realizat o mare performanță. Astfel că, în orice moment, piesa noastră poate concura cu originalul. Și noi știm deja cine va câștiga. Așadar, Mihaela și Adrian ne invită în vestul sălbatic! Feed up the beam for Cotton Eye Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Feed up the beam for Cotton Eye Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe.
married long time ago. When did you come from? When did you go? When did you come from Katna Joe? Gata, e cazul să ne întoarcem din vestul sălbatic, pentru că avem treabă la servis. Pentru Florin, n-ar fi nicio problemă să fie șef de servis, dar când ai în subordine atâtea fete, mai ales că ele sunt foarte frumoase, treaba se cam complică și tare aș vrea să văd cum se descurcă. Așadar, Gabriela, Angelica și Florin! Vreau să vă ajut să repar ce ați făcut, i-aș târzie murdar, luați-o de la început. Așadar, nu mai sta, nu mai lasați acolo, n-avem timp de așa ceva. Dans, 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 cum să le opresc, nu-mi e ușor deloc, că toate sunt frumoase foc și aveți să le privesc. Nu e de noi, nu n-are crezi, eu înțeleg, sau cine a săturat, acum e timp. Da, e mai bine așa, să muncește plăcut și te pot relaxa. Prin dans am mult balans, mă simt ușor și parcă zbor. Cu dans, 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 pot muci oricât și pot repara ore întregi, chiar și o zi, eu nu pot obosi, iar fetele mă vor iubi. Mult mai bine, da, te iubim, te adorăm, dar nu știm să reparăm mașini. Doar tu știi cum să o faci, când nu crezi vom cânta și cu tine vom dansa. Doar tu, noi, doar tu vei fi. E foarte bine să nu ai niciun stres. Acum, la finalul emisiunii, realizatorii vă doresc un an nou fericit și multă, multă sănătate și să știți că așteptăm părerile dumneavoastră în legătură cu elevii Școlii Vedetelor. Deși suntem convinși că ele vor fi foarte, foarte bune. Așadar, până la următoarea ediție a emisiunii Școala Vedetelor, la revedere și la mulți ani! Trebuie să știi că pentru afaceri există masa. I'd been married a long time ago. When did you come from? Where did you go? Where did you come from, Katna Joe?